Stop, o mică pauză înainte să înceapă videoclipul. Dacă ești nou la mine pe canal sau chiar dacă nu ești, te-aș ruga să apeși chiar acum butonul de like, să te abonezi, să activezi clopoțelul, băieții, pentru că până când o să se lanseze Rush Wars, eu o să vă țin la curent cu cele mai noi informații. Și dacă vreți și mâine și poimâine să vă aduc informații noi despre acest nou joc de la Supercell, pentru că vă aduc informații unice, apăsați chiar acum butonul de like și bucurați-vă de videoclip. Salutare tuturor, eu sunt Cipa și bine ați revenit la un nou episod din seria de Rush Wars. Ei bine, băieții, vin cu o informație pe care n-ați mai văzut-o în YouTube-ul din România și nici pe YouTube în general. Fraților, astăzi aș vrea să vă arăt în premieră. S-a lansat jocul a fost lansat de câteva ore, băieții. Care este povestea jocului Rush Wars? Pentru că a fost licuit, ați auzit foarte bine. Deci, bă, când am citit chestia asta, nu mi-a venit să cred, fraților, că este o combinație între toate jocurile șmechere și mie mi se pare că mă atinge la suflet și un joc genial. Deci, băieții, bine m-am găsit la un nou episod, după cum ați văzut și la începutul videoclipului. Lăsați un like dacă mai vreți să facem episoade cu Rush Wars și să mai vedeți anumite lucruri despre acest joc. Astăzi, în acest episod, o să vă arătăm doar două lucruri, însă care țin foarte, foarte mult, gen, de cultura voastră despre acest joc. Respectiv, băieții, o să vă arătăm povestea jocului, adică despre ce este jocul, cum se joacă jocul, o chestie pe care toată lumea a întrebat-o, s-au făcut teorii pe net, am văzut că și Chris Productions, sigur te uiți la clipul ăsta, frate, ai făcut și tu o teorie, mi-a plăcut teoria ta, însă, fraților, am găsit teoria oficială. Deci, bă, 95% că e oficial, deci 95% că a fost în descriere, deci nu garantez, dar 95% garantez. Prima dată, băieții, înainte să începem, să vă arăt teoria oficială, să o dezlănțuim, să facem ceva, ce vrem noi cu ea, să zicem așa. Hai să vă arăt cum arată. Ați văzut și voi cum arată gen aia de la Rush Wars de pe YouTube, aveți încă descriere de la eveniment. Ei bine, băieții, s-a licuit prima poză despre acest joc, care arată așa. Ignorați, mâna aia este de la un YouTuber, gen de unde am luat poza, este de la un YouTuber rus. Vedeți aici, băieții, cum arată, să spunem așa, cum arată jocul. Deci este primul wallpaper cu acest joc. Îl vedem acolo, băieți, vedem așa un caracter clasic, să spunem așa, Supercell, animat, grafic genial, ca la fel la un joc normal. Și vedem că țipă până iese și saliva la un stickman. Bă, ce poate să însemne chestia asta este că tu vei fi un fel de comandant. Tu comandant și tu îți vei executa trupele, o să ai un fel de armata ta și mi se pare foarte, foarte genial. Vreau, băieții, să vă las undeva la 30 de secunde, o să mai vorbesc eu ceva despre acest wallpaper, să vă creați o idee despre cum ar putea să fie jocul și după să-mi scrieți în comentarii dacă ați greșit, pentru că imediat o să vă arăt desigur și varianta oficială, adică ce o să fie în acest joc, feature-uri și chestii de genul. Bă, fraților, după părerea mea, dacă aș lua să... Deci vedem acolo, băieții, că sunt niște palmieri, niște brazi în spate, niște boxuri, este un fel de câmp de luptă, un fel de câmp de antrenament, dacă mă întrebați pe mine, ar fi un câmp de antrenament. Deci avem un training camp, dacă aș putea să spun așa. Bun, fraților, au trecut destul de multe minute. Hai să vă arăt în premieră de data aceasta despre ce este vorba în acest joc. Vreau să luăm fiecare propoziție, este în engleză, să o gândim, să ce ne gândim noi așa cu creierul nostru, că nu prea aducem bine cu engleza. Ce o să se întâmple? Și să vedem dacă ați avut dreptate, fraților. Deci, chiar acum o să schimb. Am schimbat și suntem aici. Ei bine, la live-ul Rush Wars a fost licuit pentru, gen, la început când s-a lansat, să spunem așa, când s-a zis că o să fie Rush Wars-ul lansat, a fost în descriere acest lucru cu features. Da, un tip a reușit să-i facă poză și hai să vedem despre ce este vorba în Rush Wars. Construct your ultimate attack squad to raid enemy gold mines and get mega rich. De ce trebuie să ne construim un attack squad și să dăm raid la enemy și la gold mine? Putem să intrăm într-o echipă sau să ne creăm una cu proprii prieteni, genial până acum, să ne luptăm într-un război și să facem față inamicilor și timurilor din tot globul. Mamă, forță rău. Discover the Rush Wars universe by earning free boxes to unlock troops and defenses. Deci, ok, o să descoperim the Rush Wars universes și o să luăm free boxuri unde o să luăm trupe și defense-uri, gen, adică trupe la care înaintează și defense singuri, adică în caz că te atacă cineva. O să putem să luăm comandați cu abilități speciale pentru a ne conduce, să spunem așa, armata într-un battle. Oh my god, fine, mamă, bă, forță rău. Acum trebuie să ne protejăm minele de aur de la atacanți și o să descoperim noi mape like Mega City și Area 54 that feature unique effects. Ok, băieți, deci observ că sunt mai multe hărți. Bă, mă, trebuie să ne gândim foarte, foarte... Please, no, dragi, vă zic, frie, dodoane, 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 vă zic, frie, dodo
If you don't want to use this feature, please disable it, purchase in your așa. Bun, deci ne-a spus acolo că desigur că o să fie cu gemuri, știți că jocul e de la Supercell, n-au reclame, e acolo cumperi ceva. Bă, fraților, deci hai să vedem. Mulți ați zice, toată lumea cred că a zis acum în comentarii, dacă ați ajuns până aici și n-ați terminat clipul, sigur ați scris în comentarii că este un fel de Clash of Clans. Însă, fraților, vreau să vă spun că și cei de la Supercell au zis că este un Clash of Clans combinat cu Clash Royale, cu Brawl Stars, dar foarte updatat. Adică, băiți, sunt mai multe hărți, e Mega City și Area 54. Hai să ne gândim cum arată Area 54, dacă nu Mega City-ul. Deci, băieți, este un joc cu mai multe hărți, unde trebuie să ne construim o armată, noi să fim capitani. Vă realizați, băieții, numai să ne gândim câte cărți sunt, nu ca pe Brawl Stars, fără supărare aici. Pe Brawl Stars 27 de cărți sau ceva de genul. Bă, aici cred că o să fie minim 100 de cărți, vă zice fratele vostru, cred. Deci nu avem nicio garanție, să cred că minim o să fie 100 de cărți. Și cea mai blană chestie este că poți să-ți faci un timp cu prietenii tăi. Bănuiesc, aici bănuiesc că o să fie și un fel de club, clan sau ceva de genul cu care o să putem să ne jucăm. Și discovera, deci vedem, o să putem să ne luăm free boxuri și să dăm un look la trup și defense. 100% o să fie mai multe tipuri de boxuri, adică nu o să fie doar free boxurile. Deci băieți, hai să ne gândim așa. Prima dată, construct your ultimate attack, scoat 3 de enemy gold mines and get mega rich. Prima dată asta ar fi din Clash of Clans. Join a team or start your own with friends, să zicem că asta ar fi nouă. Să luptăm într-un război, ar fi într-un fel și a nouă. Avem Discover the Rush, free boxes-urile, am putea să le luăm odată și de la Brawl Stars, dar și de la Clash Royale. Pentru că de fiecare dată când câștigai un meci de Clash Royale și aveai loc acolo, îți dădea un box. Deci, fraților, acest joc, Rush Wars, este gen, Supercell a luat tot ce e mai bun de la toate jocurile lor, adică Clash of Clans, Bombici, să spunem așa ce mai era, Clash Royale, Brawl Stars și l-a adăugat în Rush Wars. Bă, este un joc de armată, trebuie să înțelegeți chestia asta, este un joc de armată. În acest joc îți construiești propria armată pentru a cuceri. Bă, mie mi se pare super, super șmecher. 100% o să fie și ceva efecte, adică nu o să fie 100% realist, adică o să fie poate și niște mob de aia giganti și ceva science fiction. Însă, după părerea mea, este un joc foarte reușit și trebuie să așteptăm să vedem cine arată Supercell luni la ora 11 dimineața. Fraților, vă invit să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii, bă, ce părere aveți despre chestia asta, bă. Vreau să vă spun că chestia asta e 95% sigură, adică în momentul de față, o să dau chiar acum un display capture, nu o să-mi pese. În momentul de față, dacă mergem noi acum pe YouTube și intrăm la live-ul procesat de cei de la Supercell, o să vedeți, băieții, că nu mai este acest, să spunem așa, acest paragraf. Uite, 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 vreau și aici, e totuși în garajul ăsta, are 0.58, a zis pe filmare 0.58. Ok, deci băieți, am văzut ceva nou, ceva nou, uite, încă un lucru nou. Trailerul are 0.58 secunde, este, a, uite, asta e. Wanna stay up to date or anything, așa? Uite, ok. Avem aici mai multe chestii unde puteți să vă duceți, să dați follow și lucruri de genul. Vedem că este jocul plin de ruși. Ok, rușii au făcut foarte multe videoclipuri, pentru că m-am uitat și la videoclipuri de la ruși, după cum am spus, YouTube-ul ăla era rus. Însă vedem că Niskin scrie doar hype. Se spune că prima dată, vedeți, e în premieră de 40 de ore. La băiatul ăla era de 43-44 ore, adică acum 4 ore. 4-3 ore. Deci vă dați seama că a fost cam pe la început. S-ar fi putut să fie un fel de eroare, nu se știe 100%. Ia stați. Rush Wars. Ok, avem taguri. Army Strategy Game. Strategy Game Rush Rifleman Pitcher. Holy shit, băieții, da, asta confirmă totul. Așa tagurile, dacă nu știți tagurile pe care le-au pus băieții de la Rush Wars. Deci vedem aici, este un joc de armată și strategie. Rush, Rifleman, Pitcher, Free Game, Supercell, Rush Wars, Supercell Battle, Free Mobile. Mamă, băieții, deci, în sfârșit, de la Supercell va fi un joc cu armată. Rush Wars, o să-ți faci propria armată. Voi realizați cât de OP o să fie chestia asta. O poți să te rupi cu prieteni, o să-ți faci cluburi, o să ai armata ta preferată. Fraților, voi decideți. Eu am fost, voi decideți. Eu am fost Shipa, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, vă rog eu, băieți, să apăsați butonul de like, pentru că eu vă țin la curent cu toate informațiile noi despre Rush Wars. Vă zic sincer că am stat undeva la jumătate de oră să caut chestiile astea. Chiar dacă nu pare mult să stai 30 de minute în fața calculatorului și să cauți o chestie de asta, vă zic că e destul de mult efort, mai ales psihic, nu fizic, că stau pe scaun. Băieții, cam atât vă cu acest videoclip. Nu uitați că mâine, la prima oră, facem un videoclip foarte special despre Rush Wars. Mai facem și poi mâine unul și luni dimineață live în care ne jucăm Rush Wars, pentru că am o metodă și o să vă arăt și vouă, prin care o să putem să ne jucăm Rush Wars împreună toți. Cam atât vă cu acest videoclip. Eu am fost și Pomandus. Hai, salut! Băieții, înainte să se termine videoclipul, aș vrea să vă mai spun încă o chestie. YouTuberii
care genul ăsta de așa mai popular pe Brawl Stars, adică au milioane de abonați, s-au dus la Helsinki și au jucat acest joc și au spus că este un joc foarte, foarte genial. N-au voie să le dea leak-uri sau spoilere, așa că noi stăm cu sufletul la gură și așteptăm să vedem ce ne dă Supercell. Deci vreau să vă zic că jocul deja a fost jucat de unii oameni și au zis oamenii că este foarte tare și noi nu ne așteptăm la acest lucru și o să fie super, super șmecher. Vedem asta, eu am făcut și m-am adus, hai, salut!